Ziua, sunt Florentina Nițu, gazda voastră de astăzi la emisiunea Afaceri de la Zero. Când vine vorba despre povești, tuturor ne plac și uneori ne place să ne imaginăm povestea din spatele unui lucru. Astăzi vom afla povestea accesoriilor Miorlau, așa cum a creat-o Andreea Avram, cea care le realizează handmade cu multă răbdare. Bună, Andreea! Bună, Florentina! Îți mulțumesc că ai venit la emisiunea noastră. Cum a pornit business-ul tău? Am înființat business-ul acum 3 ani, împreună cu prietenul meu. Noi suntem studenți la arte, eu am terminat anul ăsta, el e anul 3 și lucrăm încă din liceu. Deci la tine pasiunea pentru arte este foarte veche. Da, și liceul tot de arte l-am făcut. Când ai descoperit tu pasiunea asta? Când ai descoperit că îți place? Aproximativ acum 7 ani. De fapt, prietenul meu era pasionat de modelaj și am zis că putem să facem un mic business din asta, dar s-a realizat, ca să zic așa, în facultate. Cum ai pornit business-ul? Care a fost primii pași pe care ai făcut? Business-ul a pornit în principiu de la pisici, ca să zic așa, de acolo și Miorlau. Noi ne plac foarte mult pisicile și am asociat cumva șarmul și delicatețea pisicilor cu accesoriile pe care le facem, dar, cum am zis, e o pasiune veche. Nu a venit cumva, nu a avut un început propriu-zis. Spuneai tu că faceți accesorii modelate. Povestește-ne un pic mai mult despre asta. La început lucram în lut, dar este o tehnică destul de complexă, necesită un cuptor special, așa că am găsit o alternativă și aceea e pasta polimerică care se modelează iar apoi se coace la un cuptor normal. Și cât ai investit tu să pui pe picioare afacerea? Nu a fost o investiție propriu-zisă, dar când ne-am apucat serios de treabă în 2017, am investit undeva la 200 de euro. Și unde realizezi acum produsele? Produsele le facem acasă, avem un mic spațiu. De fapt, avem nevoie de foarte puțin spațiu, un birou și câteva sertare de depozitare. Cum ai găsit tu primii clienți sau cum te-au găsit clienții pe tine? Am fost la câteva târguri în 2017 și am împărțit flyere, cărți de vizită, însă majoritatea clienților i-am obținut prin promovare online. Și prin recomandare, presupun, că sunt mulți care recomandă. Da. Da. Ce făceai tu în facultate și te-a atras atât de mult încât să îți înființezi un business? Adică, cum ai ajuns tu să fii antreprenor? Din liceu, cum am zis, am început cu afacerea asta, dar faptul că am făcut un liceu de artă, iar apoi facultate, am avut cumva o deschidere, o libertate, nu am fost constrânși să facem un anumit lucru. Și acum, în perioada aceasta cu pandemia de COVID-19, ce impact a avut asupra business-ului tău? De la începutul, de fapt, de la jumătatea lui martie până în prezent, vânzările au scăzut la 70%, dar am avut norocul că în primele luni am vândut destul de mult și a compensat, ca să zic așa, puțin. Și acum v-ați redresat? Nu, mai avem comenzi, dar mai puține. Încercăm să revenim. Și într-o perioadă bună, câte comenzi aveai într-o lună? Avem și 150. Ce comandă clientele tale? Ce își doresc? Depinde de lună. De exemplu, în februarie, când vine 1 martie, 8 martie, comandă mărțișoare și bijuterii, cercei, coliere. Acum tu ce gamă de produse ai? Ce poți să realizezi? Avem produse florale. Facem flori, maci, floarea soarelui, flori de cireș,
O să avem și o colecție cu cactus și suculente pe viitor. De unde vine inspirația ta? În principal din natură ne inspirăm, dar colecția de mărțișor, ca să zic așa, este inspirată și din desene animate. Facem figurine din desene animate și mai facem și diverse animăluțe. Pisicile sunt în top. Spuneai tu că te inspiri din natură. Cât durează să realizezi o colecție? Durează cam câteva zile. Și până o gândești? Cam o săptămână. Cine e acum clienta ta? Cum arată? Care e profilul clientei tale? Majoritatea clientelor sunt femei, undeva la 25-35 de ani. Tot majoritatea comenzilor sunt online. Dar a crescut în perioada asta online? Nu ați simțit o mai mare deschidere din partea clientelor voastre pentru magazinul online? Da, sigur. Făcând comparații cu târgurile la care am fost, comerțul online merge foarte bine. Cu ce e mai diferită ideea ta de ideea unui alt producător de accesorii? Cum te diferențiezi tu de concurență? Prin faptul că putem face accesoriile așa cum le dorește clientul. Dacă vrea să facem un mac verde, îl facem verde. Adică voi puteți să personalizați produsele, da, exact, așa cum vă, da, cere clientul. Cum arată o zi din viața ta? Nu foarte diferită de altora. Mai nou lucrăm afară, în natură, și ne inspiră foarte mult asta. Ca prețuri, unde vă situați voi? Avem și produse mai ieftine, ca să zic așa, o pereche de cerci începe de la 15 lei și poate să ajungă la 150 de lei, în funcție de complexitate. Te ajută rețelele de socializare? Spuneai tu că promovarea aceasta online, da, a fost benefică pentru voi. Da, în principiu am postat foarte mult pe Facebook și de acolo sunt majoritatea clienților. Mai nou am început și pe Instagram și trebuie să lucrăm la Instagram mai mult. Spuneai tu că vii din zona artelor. Te-a ajutat experiența asta ca antreprenor și în produsele pe care le faci? Sigur că da. Ce îți dorești să dezvolți în viitor, nu știu, în următorii 2-3 ani? Unde vezi tu business-ul? O să ne îndreptăm, ca să zic așa, pe două direcții. Prietenul meu o să facă bijuterie contemporană, pentru că acum face niște cursuri de dezvoltare în acest domeniu. Iar eu să continui proiectul Miorlau. Vreau să învăț mai mult să promovez și să scot, bineînțeles, colecții noi. Și pentru anul ăsta, ce așteptări ai? Ca vânzări, ca număr de comenzi sau de clienți într-o lună? Din cauza pandemiei au scăzut foarte mult comenzile, însă sperăm ca la sfârșitul anului să primim mai multe comenzi. Și ca venituri? La ce venituri te aștepți? Cifra de afaceri pe anul acesta undeva la 7.000 de euro. Te gândești să îți faci un magazin fizic cu produsele sau să te duci la alte magazine, să faceți parteneriate? În principiu nu, sunt costuri destul de mari și nu cred că se merită, cel puțin pentru business-ul nostru. Care a fost primul accesoriu pe care l-ai făcut? Am făcut niște floricele foarte, foarte simple. Și acum, dacă stai să te gândești, ai face ceva diferit dacă ai lua-o de la capăt? Nu pot să zic că aș face ceva diferit. Îmi place ceea ce fac și nu aș schimba asta. Și dacă ar fi să-i dai un sfat unui tânăr care urmează arte, la fel ca tine, și care își dorește să producă bijuterii modelate, ce sfat îi da? Să își urmeze instinctul. Crezi că contează instinctul într-un business? Mai mult sau mai puțin. Dacă e un business mic, cred că contează. Ca o ultimă întrebare, cum te descrie tu pe tine în câteva cuvinte ca antreprenor? În primul rând, mai am multe de învățat și nu știu ce să zic. Suntem la început și avem multe lipsuri, dar sperăm să umplem golurile pe parcurs.
Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc și eu. Astăzi am aflat povestea Miorlau de la Andreea Avram. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ați urmărit emisiunea Afaceri de la Zero, un proiect susținut de Banca Transilvania. La revedere!